platou, domnul Iulian Cristache, este președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar. Bună dimineața, bine ați revenit la Neața. Un an cum n-a mai fost până acum pentru învățământul românesc? Da, din păcate este un an de reflecție, un an în care trebuie să arătăm și nu doar să spunem, că trebuie să fim solidari și responsabili. Ați avut întâlniri la minister sau, mă rog, ați constituit niște grupuri pe WhatsApp, că nu mai aveți întâlniri? Într-adevăr, ieri Ministerul Educației a luat hotărârea să constituie un grup de lucru pe WhatsApp. Deja am lucrat la un prim comunicat care a apărut de aseară, astfel încât îndemnăm părinții și nu numai, și toți partenerii sociali la calm și la responsabilitate. Pericolul există să înghețăm anul preuniversitar. Nu aș merge așa de departe. Am văzut că în mediul online și pe rețelele de socializare sunt discuții, sunt părinți speriați că s-ar putea să înghețe anul școlar. Nu s-a pus în acest moment nici măcar o secundă această problemă. Sunt soluții. Să sperăm că începând cu luna mai ne vom putea întoarce la școală. Dacă nu, ne vom întoarce nici în luna mai, probabil că se vor decala aceste examene și mă refer în special la elevii din anii terminale, acolo avem o mare problemă. În rest, nu cred că este problemă să stea acasă și să se ia o decizie la nivel de minister, astfel încât să încheie anul școlar cu notele care sunt acum să reprezinte medii. Nu cred că este o problemă. Se discută și despre o versiune a unor teste online? Aici este un pic mai greu cu testarea online. Vedeți, dumneavoastră, este diferență între predare, evaluare, instruire față în față, cum se întâmplă la școală, și în mediul online. Trebuie să accesezi niște platforme educaționale la care nu avem acces cu titlul gratuit, dar sunt posibilități. Dacă guvernul va considera că trebuie să facă evaluarea și pe aceste platforme educaționale, trebuie să scoată niște bani și se poate face evaluarea și din acest punct de vedere. Haideți să facem niște scenarii, că în perioada asta cam atât ne-a mai rămas. Dacă starea de urgență va trece de cele 30 de zile decretate de președinte ieri? Păi oricum ne încadrăm exact cu vacanța de Paște. Din acest moment de ieri sunt 30 de zile. Dacă nu mă șel, această stare se va termina exact în vacanța de Paște. Vorbim practic de 8 zile acum de cursuri, cum s-a decretat prima dată, și încă vreo 3 săptămâni. Practic vorbim de 4 săptămâni lipsă. Nu cred că este un capăt de țară, nu este o mare problemă și cred că putem să recuperăm din acest punct de vedere. Rămâne să vedem cum va evolua situația. Dacă vorbim de o escaladare și dacă se va prelungi și în luna mai, atunci, într-adevăr, trebuie să ne punem întrebarea dacă putem să decalăm sau trebuie, sau este obligatoriu să decalăm evaluarea națională și bacalaureatul. Să luăm cel mai fericit caz, ne întoarcem după 30 de zile la școală și viața își reia cursul normal și deci cursurile copiilor. Se prelungește anul școlar? Nu. Deci nu se va prelungi dacă într-adevăr începem după vacanța de Paște. V-am spus, sunt 3 săptămâni, aproape 4 săptămâni lipsă. Deja uitați-vă că s-a început cu acest program Teleșcoala pe un post public de televiziune. Profesorii fac eforturi și să predau lecțiile pe grupurile de WhatsApp. Noi, reprezentanții federației, avem contact permanent cu inspectoratele școlare, ne interesăm. Am trimis inclusiv o cerere prin care solicităm la nivel de mediu rural să vedem dacă sunt copii care nu au posibilitatea să acceseze sau nu au rețea de trafic de date, astfel încât să putem să-i ajutăm eventual cu lecții înregistrate pe un stick și așa mai departe. Deci sunt soluții, trebuie să fim solidari și trebuie să fim uniți în această perioadă. Trebuie să ajutăm, practic. Există variante prin care putem să-i mutăm pe online la nivel de predare, dar nu avem o variantă prin care putem... Nu avem posibilitatea deocamdată. Sunt platforme care îți dă posibilitatea să și testezi, primești feedback în timp real, dar deocamdată nu există această posibilitate. Luăm cel mai rău scenariu ce se... Cel mai rău scenariu, din punctul meu de vedere, este să decaleze evaluarea națională și bacalaureatul. Trebuie să ne sacrificăm și nu cred că putem să vorbim de sacrificare în condițiile date de concediu. Bineînțeles că trebuie să ne gândim și la... Am văzut întrebări pe care și le puneau îndreptățite cei din turism, pentru că riscă să intre în faliment, dar în primul plan trebuie să punem sănătatea copiilor, trebuie să asigurăm egalitatea și șansa de a învăța, este un drept constituțional. Ăsta este primul lucru de care trebuie să ne ocupăm.
Știți ceva despre distribuirea locațiilor? Am înțeles că ar fi niște Am înțeles probleme. Că pe aici, pe în București, pe la sectoare, sunt probleme. Nici eu nu înțeleg de ce nu dau alocațiile celor care primesc sau care au posibilitatea să primească banii pe card. Cred că este un pretext de a nu da banii. Deja se creează o stare de panică. Inclusiv o mămică de aici, la sectorul 4, mi-a dat un mesaj. Pot înțelege decizia școlilor să nu dea banii pentru cei care nu primeau banii pe card și doreau să-i primească practic cash, dar părinții care au optat să primească banii pe card ar trebui să-i primească și trebuie să demonstreze că nu trebuie să intrăm într-o stare de panică și acești bani ar trebui să plătească. Avem o concluzie? Concluzie la ce? La ce discutați cu ministerul în ultimele zile? Păi nu putem lua o concluzie acum pentru că nu știm cum va evolua situația. Prima etapă a fost acele 8 zile de cursuri lipsă, a doua etapă starea de urgență și 30 de zile și lipsă practic 4 săptămâni de cursuri. Vedem ce se va întâmpla după ce se termină această stare de urgență raportat la numărul de cazuri la nivel național. Există un loc de unde părinții se pot informa privitor la discuțiile pe care le aveți sau activitatea Federației? Deci, în primul rând, eu am un permanent, sunt prezent pe rețea de socializare. În afară de rețea de socializare, avem grupurile de lucru de WhatsApp la nivel de județe. Cei de la județe au cu asociațiile de părinți care vor să interacționeze. Că să știți că sunt asociații de părinți care nu vor să fie introduse în aceste grupuri de lucru. Sau am introdus părinți, reprezentanți și pur și simplu au considerat că sunt deranjați și au ieșit de pe aceste grupuri de lucru. Dar Ministerul Educației cu certitudine își va face datoria, va comunica în timp real și util, astfel încât să nu avem probleme. Deci pe site-ul Ministerului găsim mai multe detalii. Exact. Vă mulțumim tare mult pentru precizări scurt și la obiect. Așa preved și normele astea de prevenție, să nu stăm foarte mult la o distanță avem regulamentară, distanța, dar să nu stăm foarte mult. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, pentru câteva lămuriri. Sper că v-au fost de folos. Vă mulțumim tare mult. Vă mulțumesc.